Oricât de, mă rog, liniștiți ar părea copiii acum, trebuie să le spun telespectatorilor că e o situație disperată la dumneavoastră Foarte acasă. disperată, strigător. Și ați venit acum la București și îmi spuneau colegii că nu vreți să vă mai întoarceți acolo. Nu am cum. Deci însemnez cu mâna mea moartea, cam așa veni. Că altfel nu pot să-mi explic. N-am cu cine să vorbesc. Nu am puteri altfel. Întotdeauna a fost așa? Da. De la început. A profitat de ocazie. Fiind sărac. Maică mea mereu l-a înțeles pe el, nu pe mine. Ca să am casă și am să stau. Este foarte năcășită și ea. Suntem nou frați. A zis că mai e bine așa. Dar știa la ce chinuri vă supune soțul dumneavoastră? Nu știu dacă m-a înțeles. V-a bătut de prima dată de când v-ați luat? Foarte multă bătaie am luat. Foarte multe chinuri. Nu numai bătaia, și chinurile multe. M-a bătut, am zăcut la pat. Am zăcut la pat, am fost internată. Plămâni fisurați de bătaie. Stângul jumate și dreptul tot. Și la doctor s-a prescris că am gavernă, nu nici de cum din bătaie. Am stat 3 săptămâni în spital acolo. M-a anunțat prin telefon, m-a amenințat, spus că bate geamurile și ușa în cuie și el pleacă și îmi lasă copii. Am fugit din spital, am venit acasă. Bineînțeles, mulțumesc domnul Iacob Bărceanu, că el m-a pus pe picioare și a umblat prin doctor și pe de-a rândul, că era primar la momentul actual, atunci. Greu. Da, cu copiii cum se poartă? Foarte rău. De exemplu, dacă nu poate să scoată de la mine ca să răcorească pe mine, să mă bată, să-și facă el planul, scopul lui care îl are, nu pot să-mi dau seama, începe cu copiii și eu intervin între ei, că mie mi-e râd de ei, că știu ce înseamnă durere mătoare. Nu pot să suport chinul și umilința atâta. Spuneau colegii mei în material că e la dumneavoastră în casă e mai ceva ca la pușcărie, așa sunt regulile. Da, el dacă vine la ora 4, 5, 2, când are un program de muncă, ca să spunem, lucrez de la 8 și până la 4, că ăsta este programul. În momentul ăsta el și-l face când vrea el, atunci vine acasă, cam așa, că primarul trebuie să dăm paharul peste cap. Și când ajunge acasă, el începe să înjuri, să țipi, pocnește stânga sau dreapta și a făcut planul să punem pațul. Stă bine, mersi, și noi trebuie să ne facem. Da, vă bate doar când bea sau și când este treaz? Și când este treaz, aceeași poveste este. Și când este treaz, aceeași poveste. Sora lui, săraca, s-a băgat nu știu de câte ori. Acum îmi cerea să o dau afară. Nu pot, doamna Simona, să o dau afară. M-a ținut cu traista, mi-a adus mâncare la toți copiii ăștia, mi-a adus pachet pentru școală, pentru grădiniță. Cum pot să o dau pe cumnata afară? Mi-a fost mai mult ca o mamă. Sora lui. Sora lui. Sora lui. Pentru ce să o dau afară? Nu știu. Eu nu am putut să fac lucrul ăsta. Propriu, el își urăște familia, își urăște copiii, inclusiv și vecini, eu nu știu ce fel de om poate să fie. Da, nu știu, au intervenit autoritățile în cazul dumneavoastră? Dacă intervine, de exemplu, eu am sunat la 112, el a fost sunat acasă, așa în timpul ăsta, sunam iară, când am luat bătaia, am lucrat la o bătrână acolo, a venit, m-a bătut înăuntru, a spart uși de termopan și geamuri și având și copiii cu mine, având grijă de bătrâna aia, făceam mâncare acolo, din ce era de la bătrâna aia de acolo și dădeam oala pe stigar să aibă copiii să mănânci. Tanti Dorina mă înțelegea foarte bine. Era vara lui, ca să vă spun, partea dreaptă. Și e greu, e foarte greu, nu mai pot. Venea săraca și îmi spunea, Margareta, cu ce pot? Venea de la Constanța, mi-aducea ouă, mi-aducea orice. Și la un moment dat a venit și a fermat uși, geamuri și mă plătea femeia. Îmi dădea 7 milioane pe lună. Nu era degeaba, lucram o zi, da, o zi nu, că așa lucram. Și el i-a spus, a venit și mi-a spus că mă țin cu fratesul. Fratesul având vreo 60-70 de ani, nici nu știu câți are, că este foarte bătrân și abia merge.
Ăsta a fost motivul. Am sunat la 112, cred că 20 de ori și eu și fata să vă povestească că era cu mine acolo. Îl suna în timpul ăsta, îl suna și spunea că stai acolo, că nu s-a întâmplat nimic. Ușile sparte, cu geamuri, cu tot. Dar vecinii, a trecut fuiorul, copiii stând, nu se poate. Să se bage? Unchiul lui a fost polițai. A fost șef mare, nu că așa. Și n-a putut să intervii, să uita la mine cum mă bătea și mereu îmi spunea, ai căzut la mână rea, dacă era la o mână bună, aveai vilă. Și era nepotul lui. Sunteți în comuna Schela, da. Județul Galați. Da. Spuneți că soțul lucrează la primărie. Da, e angajatul primăriei, la salubritate. Și simțiți că e cumva protejat de autorități? Și normal, eu am mers la domn primar, chiar și pe 9. El pe 7 a fost ziua mea de naștere. Așa, pe 8 de ziua femeii m-a fugărit. Ăsta cadou l-am primit. Așa. Și pe 9 am stat pe 8 seara la cumnată. Dacă m-a sunat și m-a întrebat pe unde sunt, că el a sunat și a amenințat-o pe dânsa. Că dacă sunt acolo, m-a sunat și m-a chemat femeia. Am ajuns la ora 10 la ea, când n-aveam unde să stau. Vai de capul meu că eu... Dacă îmi fugiți, ce se întâmplă cu copiii? Pe nou a fugărit și fata. Pe Maria? Da, a aruncat cu furculița după ea, a făcut o curvă și, în fine, multe reproșuri care nu le pot reproduce. Să vă rog să nu repetăm lucrurile astea. Foarte mult, e vulgar și nu se poate. Sunt grele și... Foarte grele, nu cu grele, sunt grele numai să le auzi. Și mă uit la Maria, care e cu lacrimile în ochi și mi se rupe sufletul.